Săptămâna trecută am făcut echipa fotbalișilor români care au jucat cu Ronaldo, fie în echipă cu el sau au fost adversari. Și bineînțeles că trebuia să facem și echipa fotbalișilor români care au jucat cu Messi. Însă vă zic de pe acum, în acest episod nu avem nici măcar un singur fotbalist român care să fi fost coleg de echipă cu Leo Messi. Avem numai adversari, dar avem nume foarte mari, așa că vreți să stați până la final să vedeți toată această echipă. Iar înainte să începem cu primul jucător, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, să faceți și la acest clip 1000 de like-uri. N-am reușit la clipul cu Ronaldo, așa că haideți să vedem cine este mai bun, Ronaldo sau Messi. Care dintre cele două clipuri face mai multe like-uri? Așa ne vom da seama cine are mai mulți fani. Și bineînțeles, apăsați acolo pe subscribe, băieți. Suntem 55.000 de abonați. În scurt timp zic eu că vom ajunge la suma de 60.000. Așa că abonați-vă, faceți-mi această favoare. Și haideți să începem echipa cu portarul Cristian Bălgrădean. Și sunt sigur că nu v-ați fi așteptat să auziți numele lui Bălgrădean în acest clip, dar în 2012 probabil cel mai mare meci din România din ultimii 20 de ani s-a întâmplat, și anume un amical între Dinamo București și FC Barcelona. Și bineînțeles că Barcelona a venit cu cea mai mare vedetă din istoria sa, Leo Messi, la București. Iar în acel meci istoric, Messi a deschis scorul chiar din minutul 4, înscriindu-i un gol lui Cristi Bălgrădean, dar totuși portarul român a reușit să-i scoată câteva mingi lui Messi, ceea ce e foarte bine pentru cariera sa. Dar în orice caz, un lucru foarte inedit este faptul că Messi, acum puțin timp, a oferit câte o sticlă cadou fiecărui portar căruia i-a înscris un gol în toată cariera sa, unii primind chiar câteva zeci de sticle, însă Cristi Bălgrădean nu a primit nimic și chiar a glumit despre asta spunând într-un interviu că e supărat pe Messi că a uitat să-i trimită și lui o sticlă pentru golul marcat împotriva sa în amicalul acela cu Dinamo. Și mergem acum la jucătorii de câmp, unde începem cu Cristi Săpunaru. Ei bine, actualul fotbalist de la Rapid București, în vârstă de 40 de ani, s-a întâlnit cu Messi nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Cea mai importantă întâlnire cu Messi s-a întâmplat în 2011 la finala Supercupei Europei dintre Porto și Barcelona, câștigătoarea Europa League și câștigătoarea Champions League, iar Săpunaru a fost driblat de Messi, argentinianul marcând un gol în minutul 39 după o greșeală a lui Freddy Guarin. Dar lăsând asta la o parte, Săpunaru chiar a făcut un meci solid jucând toate cele 90 de minute pentru FC Porto, însă din păcate echipa sa a fost în inferioritate numerică spre finalul partidei și până la urmă Barcelona a câștigat cu 2-0. Însă Săpunaru avea să se întâlnească din nou cu Messi un an mai târziu, când s-a transferat la Real Zaragoza în Spania, iar Săpunaru avea să se întâlnească cu Messi în acel sezon de două ori. Echipa sa nu a avut cea mai bună desfășurare a sezonului pentru că au retrogradat, dar oricum, din nou să te întâlnești cu Messi a trebuit să-l facă pe Săpunaru foarte fericit. Și un lucru pe care nu l-am menționat episodul trecut este că Săpunaru l-a întâlnit și pe Ronaldo, dar mai bine că nu l-am folosit în echipa aceea pentru că aveam nevoie de el în acest episod. Chiar dacă Real Zaragoza a retrogradat la finalul sezonului 2012-2013, Săpunaru avea să se întoarcă în primul eșalon spaniol la Elche și din nou avea să se bată cu Messi în sezonul 2013-2014, când de departe Messi era în cea mai mare formă a carierei sale. Dar în orice caz, e clar că aceste întâlniri cu la pulga l-au făcut pe Cristi Săpunaru mult mai eficient când vine vorba de apărarea sa. Iar dacă am avut meciul între Dinamo București și FC Barcelona, ei bine, trebuie să vorbim și despre confruntarea într-un amical din nou dintre România și Argentina din 2014. Ei bine, în acel meci România nu a pierdut, a făcut egal 0-0 cu Messi, iar fundaș central pentru România era Dragoș Grigore, care putem spune că l-a ținut în buzunar pe Messi, pentru că nu a făcut cine știe ce în acel meci și dacă nu mă înșel, România chiar putea să câștige meciul, dar a avut un gol anulat pe nedrept. Și chiar Dragoș Grigore a arătat cât de mult îl iubește pe Messi când în 2016, el fiind capitanul naționalei României, a votat pentru Balonul de Aur și l-a pus pe primul loc pe Lionel Messi. Deci e clar că deși l-a ținut în buzunar în meci între România și Argentina, a recunoscut valoarea pe care o are Messi. Însă din păcate, votul lui Dragoș Grigore nu a ajutat cu nimic în acel an, pentru că Ronaldo a câștigat Balonul de Aur. Am avut până acum dinamoviști, rapidiști și urmează să avem și un stelist sau fostelist, Alin Toșca, care l-a întâlnit pe Lionel Messi în momentul în care Toșca era în Spania, jucând la Real Betis. Iar Alin Toșca a avut norocul sau ghinionul să-l întâlnească pe Lionel Messi chiar în
meciul său de debut la noua sa echipă din Spania în 2017, Barcelona câștigând meciul cu 2-0, însă Messi nu a reușit să marcheze în fața lui Alin Toșca, dând mingea totuși în bară, deci putem spune că românul nostru s-a descurcat binișor. În orice caz, deși din nou echipa lui Toșca nu a avut cea mai bună prestație în campionat, fundașul român a avut numai de câștigat din întâlnirile sale cu Leo Messi și pot spune că a avut o carieră foarte decentă. Însă trebuie să menționez că Alin Toșca a reușit chiar să marcheze un gol pentru Barcelona și, ca să înțelegeți la ce mă refer, din păcate pentru el și-a dat autogol în fața catalanilor. Deci practic l-a ajutat pe Messi și putem spune că e singurul fotbalist din această echipă care s-a apropiat să-i fie coleg argentinianului. Trebuia să-l punem în această echipă și pe Răzvan Raz, cel care a fost și în echipa trecută, dar știm bine că Răzvan Raz l-a preferat pe Messi în fața lui Ronaldo și a avut și mai multe confruntări cu argentinianul. Din nou, la fel ca și Cristian Săpunaru, Răzvan Raz s-a înfruntat cu Messi în Supercupa Europei, meci jucat între Shakhtar și Barcelona, dar și în alte partide din cupele europene, iar Răzvan Raz a declarat că singura modalitate de a-l opri pe Messi este să-l legi de picioare, pentru că altfel micul Leo Messi este incredibil pe teren, un magician cu adevărat, și Răzvan Raz, fiind fundat stânga, a avut foarte mult de lucru cu Messi, fiind adversarul său în mod direct, și cred că este cel mai în măsură fotbalist român care poate să-și dea cu părerea despre cât de bun este cu adevărat Leo Messi. Mergem acum la linia mediană, unde din nou avem o repetiție, așa, o dublură, Stanciu, care a fost și în echipa lui Ronaldo, dar a fost și adversar lui Messi în Champions League, când Stanciu juca la Slavia Praga în 2019-2020, a avut două meciuri împotriva argentinianului, iar ambele meciuri au fost foarte bune pentru Stanciu și Slavia. Primul dintre ele s-a terminat cu 2-1 victoria Barcelonei, însă Stanciu și compania au fost foarte aproape să obțină un egal în acel meci, iar în cealaltă partidă disputată din acel sezon chiar au reușit să scoată un egal 0-0 cu Barcelona și Stanciu a avut un rol magistral în acest punct foarte important pentru istoria Slaviei, reușind să joace foarte bine rolul tactic impus de antrenorul său și având agresivitatea necesară pentru a face față duelurilor cu cei mai mari fotbaliști ai Barcelonei, printre care, bineînțeles, se număra și Messi. Iar după meci, presa internațională a scris despre cât de bun a fost Stanciu, iar Nicu Șor a declarat că emoția de a juca pe Camp Nou împotriva Barcelonei nu se compară cu nimic. Plus de asta, a declarat ce onoare a fost să-l întâlnească pe Messi, spunând că este cel mai bun din istorie, iar confruntarea cu el a fost o adevărată lecție. A spus că, deși știa foarte bine de talentul lui Messi, a rămas copleșit de magia pe care o aducea Leo pe terenul de fotbal. Și trebuie să mai zic și faptul că Stanciu l-a busculat acolo pe teren pe Messi, însă a fost atent să nu-l accidenteze pe idolul său din fotbal. Iar lângă Stanciu la mijloc îl vom avea pe jucătorul care s-a întâlnit cel mai recent cu Lionel Messi, și anume Alexandru Mățan, mijlocașul celor de la Columbus Crew din America. Iar Mățan s-a întâlnit cu Leo Messi în victoria obținută de Inter Miami, scor 3-2, un meci foarte intens și care se putea termina cu totul altfel dacă echipa lui Mățan n-ar fi jucat în inferioritate numerică. Trebuie să menționez faptul că Messi a fost omul meciului în acea partidă, reușind 2 goluri și 1 asist, dar din păcate Mățan nu a avut o contribuție la fel de mare ca argentinianului, nereușind să aducă vreun avantaj echipei sale, deși și-a dat totul pe teren, nu a dat vreun asist sau vreun gol. Iar după meci, Mățan și-a exprimat admirația sa pe care o are față de Messi, recunoscând impactul pe care îl are argentinianul asupra fotbalului mondial și subliniind cât de important este să dai piept cu astfel de legende ale fotbalului, pentru că întotdeauna este o provocare din care sigur vrei învăța ceva. Și cu siguranță această confruntare este un pas important pentru cariera lui Alex Mățan, care pare că își dă drumul acolo la joc în America și de ce nu poate îl vom vedea în Europa, măcar cu o fărâmă din talentul lui Messi. Și ultimul mijlocaș central al echipei este Alex Bourceanu, care s-a întâlnit cu Messi în acel amical terminat cu scorul de 0-0 de pe Arena Națională. Iar Bourceanu a povestit într-un interviu cum la finalul
finalul partidei a încercat să facă rost de tricoul lui Messi, cerându-i argentinianului, însă un alt jucător al echipei naționale s-a mișcat mai repede decât Bourceanu și astfel Gabi Torje a fost cel care i-a furat tricoul lui Messi și Bourceanu nu a mai primit cadoul pe care l-ar fi așteptat după acest meci. De altfel a spus că trebuia să-și dea seama că la pauza meciului era un moment mai potrivit pentru a-i cere tricoul lui Messi, așa cum făcuse Torje și astfel fostul jucător de la Steaua București ar fi avut acum în vitrină probabil cel mai prețios lucru din cariera sa. Și sunt curios dacă ce a învățat din acea partidă cu Messi jucată pe arena națională l-a ajutat în noua sa carieră de jucător de mini-fotbal, pentru că știm foarte bine Bourceanu a făcut parte din acea echipă care a câștigat campionatul mondial la mini-fotbal. Știm bine că un jucător ca Messi ar fi făcut furori acolo, dar meseria se mai și fură, așa că probabil Bourceanu s-a inspirat de la Messi când a ales să joace pentru Naționala României de mini-fotbal, pe care a ajutat-o să facă cea mai mare performanță din istoria ei. Și atacantul central al echipei noastre este Florin Andone, jucător care a dat piept cu Messi în La Liga pe când juca la Deportivo Alaves. Florin Andone este total inversul lui Leo Messi. Dacă Leo Messi este mai scund și driblează bine, Florin Andone este înalt și știe să protejeze mingea. De altfel, părerea mea este că Florin Andone putea avea o carieră mult mai mare decât cea pe care a avut-o. Dar în orice caz, el a declarat despre Messi, spunând că Leo este singurul jucător din lume care poate să schimbe meciul dintr-o singură atingere. Meciurile lui Andone împotriva lui Messi și a Barcelonei nu au fost doar o provocare pentru atacantul român, ci și o motivație, știind că în acele partide trebuie să dea de 10 ori mai mult decât o face de obicei, pentru a-și arăta calitățile pe care le are și a cere mai mult de la cariera de fotbalist. Și din nou ne întoarcem la confruntarea României cu Argentina pentru ultimele două poziții din această echipă, și anume vom avea doi wingeri, Cristi Tănase și Alex Kipciu, care au jucat în acea partidă. Ei bine, vom vorbi prima oară de Dodel, așa cum era poreclit Cristi Tănase, care a declarat: în timpul meciului amical România-Argentina, el se gândise că să-l ia tare din start pe Messi ca să prindă frică de el, pentru că s-a gândit că argentinianul nu este foarte puternic, însă a fost exact contrariul. Cristi Tănase, în momentul în care a încercat să intre în Messi, s-a lovit ca de un zid și atunci a dat seama că nu e de joacă cu argentinianul. Iar Alex Kipciu a spus despre Messi că dacă ar fi să facă un top 5 cu jucători pe care i-a întâlnit, Messi ar fi pe locul 5, dar nu pentru că nu recunoaște talentele lui Leo, ci pentru că argentinianul în meciul contra României nu a dat 100%, cel puțin așa susține Kipciu, practic invers a ceea ce a spus Cristi Tănase. De asemenea, Kipciu a mai declarat un secret din vestiarul României, loc în care Victor Pițurcă, selecționerul naționalei de atunci, le-a spus jucătorilor că nu vrea dublaj la Messi, vrea triplaj. Și cu asta, băieți, am încheiat echipa noastră și episodul, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și dacă mai vreți episoade de genul, scrieți-mi în comentarii cu cine să mai facem echipa fotbaliștilor români care au jucat cu Mbappé, Neymar, voi decideți, scrieți în comentarii. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat. Ciao, ciao.